vaccinați, uite, noi ne putem întâlni. Păi nu, îmi pare rău, dar noi când am făcut congresul cu 5.000 de persoane, să știți că în proporție de 99% am fost vaccinați toți. Iar cei care nu au fost vaccinați au prezentat un test. Ca să nu am COVID. Ca să nu am COVID, asta da. Păi, repet și dumneavoastră ce, și ce ați vrea să facem acum, să ne închidem cu toții în casă, asta, asta era și ideea. Adică gândirea asta a fost, dom'le, dacă vă vaccinați, puteți să petreceți cu 10.000 de inși. Dar dacă nu vă vaccinați, lucruri care se va întâmpla de acum acolo, dacă nu vă vaccinați, îmi pare rău, stați acasă și înțelegeți. Ori vă vaccinați, că nu are rost să îmbolnăviți și pe cei care până la urmă sunt vaccinați. Pentru că este dumneavoastră irresponsabil. Bun, de acord. Specialiștii recomandă un lockdown dur în acest moment pentru a da sistemul de sănătate șansa să respire. Și nu mai face față. Repet, se poate face lockdown ăsta dur, după aceea, 2-3 luni, ne revenim, iarăși oamenii stau și se gândesc că am scăpat de pandemie și nu vor respecta, nu se vor vaccina în continuare și așa mai departe. Personal, cred că cea mai bună variantă este să nu fie un lockdown, însă oamenii să înțeleagă că dacă se vaccinează, pot avea o viață fără restricții și dacă nu se vaccinează, trebuie să înțeleagă că trebuie să fie restricții. Adică eu dacă sunt vaccinat și n-am cum să mai îmbolnăvesc și să mă rog, nu mă mai îmbolnăvesc. De ce trebuie să stau în casă? Pentru că dumneavoastră, vă dau exemplu, nu v-ați vaccinat? Cu ce simt eu vinovat? Te poți îmbolnăvi și tu, știi, dacă ești vaccinat și poți dai mai departe. Problema e, avantajul e că nu dezvolți forme grave care să... Asta e ideea. Asta e ideea. Înțelegi? Mi se pare de activ acum. Sunt bune, dar ar fi trebuit făcute mai mult, astfel că să nu mai numără sutele de morți. Să știți că dacă am fi avut o previziune, cu siguranță aș fi făcut ăștia un antidot potriva COVID-ului cu mult timp înainte să apară. Însă ce știam că vine valul 4. Dar n-am făcut nimic. Și a venit valul 4 doar la noi? Nu, a venit în afară. Da, dar din păcate noi suntem cei mai afectați pentru că noi suntem foarte puțin, sau foarte mică parte din populația română este vaccinată. Da, aia, dar noi suntem. Suntem pe ultimul loc în Europa, da. Domnul prefect, legat de o mică afirmație a lui Crama, sunteți dirijat cu lista de întrebări sau de acțiunea dumneavoastră? Dirijat de cine? Cine e domnul Crama? Eduard. Domnule președinte, vreau să pun o ultimă întrebare, cu scuze față de colegi. Mai am o întrebare. Nu, da, mă. Nu, da, mă. Legat de situația prefecturii, ce se întâmplă până la urmă cu prefectura? Păi, așa cum am spus de 6 luni de zile, am fost și la ministrul de interne, la domnul am avut promisiunea încă de acum 3 luni să va fi promovată hotărârea de guvern, în sensul în care se revocă dreptul de administrare temporară a CJ, iar Palatul Prefecturii poate fi, există finanțări, din fericire există finanțări, în așa fel încât să fie reabilitat. Problema e următoarea. Nu înțeleg, deși în urmă cu 2 luni am discutat cu domnul președinte și a recunoscut că efortul de 57 de milioane de lei, 570 de miliarde vechi, este un efort mare pentru bugetul Consiliului Județean. Dacă acești bani și vor veni din surse guvernamentale, de ce să nu o facem? Dacă banii pe care Consiliul Județean i-ar investi în reabilitarea totală, de ce să nu-i luăm de la guvern? În primul rând că CJ în acest moment, din păcate, nu are acești bani. Nu înțeleg. Adică e un orgoliu atât de mare încât sabotez, mai trebuie făcut un singur lucru. Deși în 2013 Consiliul Județean a dat o hotărâre 111 prin care renunță la administrarea clădirii prefecturii, nu s-a mai finalizat, nu s-a mai dus la capăt. În acest moment, dacă se face un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de consolidare, și subliniez lucrul ăsta pentru că pentru consolidarea Palatului Prefecturii au fost luați banii de la BER, acest lucru s-a încheiat 100%, doar trebuie făcut acest proces verbal de recepție, iar Ministerul de Interne și-a asumat că va promova această hotărâre de guvern. În această situație suntem la acest moment. Noi am trimis niște adrese și către Consiliul Județean, și către primărie, și către ISC, să ne pună la dispoziție acest proces verbal, dacă el există. Dacă el nu există, trebuie făcute demersul în așa fel încât să se întâmple cât mai curând acest lucru. Poate îmi pare că până la sfârșitul acestui ciclu electoral tot nu se rezolvă cu prefectura?
Ăsta e cel mai mare monument al neputinței administrației locale de județul Călărași. Haideți să facem un pariu. Hai să-l facem. Dar eu de-aia am și provocat aici. Hai să facem. Președință. Domnule președinte, eu vreau să vă întreb despre jala din jurul clubului de handbal și de fotbal din municipiul Călărași, dar mai importantă este infrastructura. Ieri am fost în cartierul Măgurin cu primarul PSD, Marius Dulce. Cetățenii m-au abordat și m-au rugat să vă întreb, puteți să ajutați prin acel program Angel Salinica, măcar cartierul Mircea Vodă și Măgureni să poată beneficia de bani pentru asfaltare, reabilitare? Asta e întrebarea. În data de 8 noiembrie se va încheia perioada de depunere a proiectului pe Angel Salinica. Probabil în decurs de o lună, ministrul dezvoltării va emite ordinul ministrului pe fin finanțarea lucrărilor și cu siguranță cred eu că totuși cartierul Măgureni se va afla printre... Păi, dar cine îl va face? Că Dulce se laudă de înainte de campania electorală, că el l-a făcut, el îl face, el îl face, el îl face. Cine îl face? Acum vă întrebă dumneavoastră, dacă banii vin de la Guvernul României, cine îl face? Puneți pe față, da? Că dumneavoastră o să-l faceți. Sau Cioloi, da? Acum astea sunt tendențioși, că nu... Păi normal că ce ați văzut acolo în SICAP este, nu este, este un pixel albastru și nu este filmat domnului senator Cioloi, cea care câștigă, să știți. Domnule senator, dacă situația este atât de gravă, de ce președintele Iohannis s-a amânat atât discutarea unor măsuri restrictive, cât și aplicarea lor? Pentru că... atât sperat că oamenii vor înțelege, atât sperat că nu e cazul să ajungem iar într-o situație asemănătoare de lockdown. Din păcate, am ajuns astăzi în situația asta și nu mai există altă variantă. În primăvara acestui an, ministrul de Dezvoltare sau ceva de genul ăsta, anunța scăderea prețului la ANL-uri. Norme ce vor fi aplicate în următoare 3 luni. Au trecut 3 luni de când nu s-au aplicat nici acum normele și, din câte am înțeles, dacă stai și calculezi prețul conform ecuației din norme, ANL-urile are și un pic mai scumpe. În niciun caz nu vorbim despre o scădere a prețului. Din fericire, știu situația destul de bine că m-a sunat cineva din Călărași să mă întrebe vis-a-vis de aceste norme. Pot să vă spun că am vorbit cu domnul director general de la ANL. Mi-a spus că mai durează foarte puțin până când vor finaliza acele norme, astfel încât până la sfârșitul anului acele norme vor fi publicate, dar să fie publicate în așa fel încât calculele din calcul să se reiască clar scăderea prețurilor, pentru că nu este normal să le vinzi la suma pe care investi inițial, iar așa de ieri de la s-au degradat, s-au uzat moral. Domnule deputat, vorbeați mai devreme despre plafonarea prețurilor la energie și gaze. Aș vrea să știu câți cetățeni din județul Călărași au depus cereri în acest sens. Păi suntem în prim proces de depunere a cererilor, nu știu să vă spun o cifră exactă. Cert este că s-a făcut o campanie, ați văzut la nivel național, de încurajarea oamenilor de a depune cereri. Aici discutăm de toate persoanele, cel puțin la gaze, toți cei care au contracte cu gazele vor beneficia de reducerea facturii cu 33% și la energie electrică v-am explicat mecanismul. Eu cred că vor depune oamenii. Problema este rezolvată pe jumătate, spunem noi, în momentul de față cu această plafonare, pentru că noi va trebui să regândim întreg sistemul energetic care n-a beneficiat de investiții în ultimii 30 de ani. Am ajuns în situația asta, în condițiile în care știți foarte bine ce zăcăminte de gaze naturale are România în Marea Neagră. Am reușit să-i alungăm pe investitorii americani când ar fi trebuit să încercăm să-i încurajăm să le creăm facilități fiscale, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat asta în 2017. Păcat că n-am valorificat oportunitatea respectivă. Uitați-vă că pe ce înseamnă hidrocentrale, n-am mai investit, cu toate că avem o rețea hidrografică importantă și putem produce energie electrică ieftină. Toate lucrurile astea vin cumva din neputința de 30 de ani și sigur că vor exista investiții considerabile, inclusiv premierul Florin Câțu ne-a explicat că se dorește să se listeze la bursă pachete minoritare de acțiuni
la companiile de stat, tocmai pentru a veni cu o infuzie de capital. Statul nu pierde, va rămâne majoritar, tocmai să se facă investițiile de care România are nevoie. Încă ne aflăm în tot o altă situație, în condiții în care România devenea independentă din punct de vedere energetic, dar lucrurile astea nu le putem face peste noapte. E nevoie de bani, e nevoie de resurse și despre asta e vorba. Lăsând la o parte spectacolul din spațiu public cu populismul, indiferent de guvernul care ar fi venit, eu cred că trebuie să ne gândim cu toții la investiții. Fără investiții, România nu se poate dezvolta. Despre ipoteza intrării la guvernare alături de PSD, ce ne vreți? Și dumneavoastră, și domnul senator. Să spun eu? Nu există. Nu există? Păi din moment ce ai dat un guvern nu se funcționa și acum trebuie să... Nu, că domnul Coarnă o dădea ieri ca o posibilitate. Acum că dinși își doresc, este una, trebuie să mai vrem și noi. Dar veți accepta susținerea lor în Parlament? Păi nu știu, o să fie o susținere și dumneavoastră sigur că o să fie o susținere dacă ne votează OSR-ul. Dacă vă urează PSD-ul. Păi, din ce a declarat domnul Ciolacu, a spus că dacă nu acceptă, Partidul Național Liberal nu acceptă alea 10 porunci sau 15 câte a stabilit domnul Ciolacu, nu vor vota. De unde sunteți așa sigur că PSD-ul va vota guvernul Ciucă? Noi nu suntem siguri nici că PNL va vota tot. Vom vedea. Cum a spus domnul președinte Câțu, toate scenariile sunt pe masă. Va depinde acum doar de domnul Ciuc cum va fi în stare să negocieze și să asigure majoritate, pentru că așa a fost mandatat de către domnul președinte. În primăvara acestui an discutam că spre sfârșitul anului vor începe lucrările la pasajul de la Drajna. Ce știți despre acest? A fost aprobat în ședința de guvern expropierile și cu siguranță până la sfârșitul anului vor începe lucrările. Cel puțin va începe amenajarea de șantier. Da. Ce cum vedea anul viitor, sigur, sigur, să fie demarate și restul lucrurilor. Am și o întrebare pentru domnul Prăsescu. Domnule Barbu, în conferințele de presă ale PSD, prin vocea a tot felul de participanți la aceste întâlniri publice cu presa, ați fost acuzat în repetate rânduri că nu vă implicați în problemele județului Călăraș, ba mai mult decât atât că blocați dezvoltarea județului prin atacarea hotărârilor de Consiliu Județean. De fapt, am și spus mai înainte, dar repetăm. La începutul anului, cred că în aprilie sau nu mai știu exact, a fost promovată o hotărâre de Consiliu Județean 62 sau 64, nu trebuie aici ceva ce se întâmplă. În anexa la hotărâre erau toate OAT-urile din județul Călăraș, știți foarte bine, dar am și ultima anexă la mine, în această anexă, dacă îmi permiteți limbajul, la mișto, eu așa am luat, 10 dintre primările PNL aveau alocate 0 lei. Ulterior, am atacat-o și dacă vă uitați și la postările pe care le-am făcut, sunt invocate toate temerile legale, pentru că în legea bugetului de stat, acest 6%, alocarea lor este imperativă. Nu este la bunăvoința cuiva, chiar de la nivel local. Se spune acolo, se alocă sumele astea de 6% din impozitul estimat pe venit a fi încasat în cursul anului 2021. Din fericire, suma este aproape colectată, vorbim de 27 de milioane de lei. Din nefericire, în continuare, Consiliul Județean preferă să aloce 11,94% la ultima propunere către jumătate din județ, către 28 de primării, iar restul către celelalte 27 de primării. Nu mi se pare în regulă și vă spun de ce. Toate primăriile au făcut solicitări. Le-au transmis Consiliului Județean. Trebuia să fie un echilibru. În urmă cu două luni, când domnul Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului, a venit în Călăraș, a fost o ședință la poliția, la IPJ, Călăraș, la Serviciul Poliției, și acolo, în fața primarilor, a fost o promisiune făcută
și de către președintele CJ, care spunea, domnule, încercăm să dăm echilibrat aceste sume, în sensul că în jur de 62% să meargă către primările PSD, în jur de 38% către primările PNL. Și eu am spus atunci, dacă aceste promisiuni vor fi respectate, veți lua sume și din cei 6% și veți lua sume și din FNB, din alocarea făcută de guvern. Din păcate, promisiunile nu au fost respectate. Chiar a doua zi a fost ședință în care putea fi promovată această nouă hotărâre de CJ. Nu s-a întâmplat și mai departe știți. Nu mă poate acuza nimeni că nu vreau dezvoltarea județului. Vreau și în continuare sper că dacă Consiliul Județean poate oricând să promoveze o nouă hotărâre de CJ care să distribuie cât de cât echilibrat sume către OAT-uri. Eu am niște sesizări în spate. A fost trimis un memoriu semnat de cei 10 primari către Secretariatul General al Guvernului. Adică nu am inventat eu peste noapte. Dom'le, mie nu-mi place cum se repartizează la CJ și eu vreau altfel. Nu. Era normal și ei sunt îndreptățiți să solicite sume mai mari. Nu poți să dai 12 miliarde la Urbănesc sau Vulcene, le dau un exemplu, și să dai 60.000 de lei la Dragalina. Dau un exemplu. La Dragalina, de fapt, e chiar zero. Și la ultima... Asta este logica. Nu există altă logică. Bine, avem și o soluție pentru asta. Să știți că dacă nu va înțelege domnul președinte să respecte ceea ce am discutat, banii vor reveni la bugetul de stat și de acolo o să îi împartă guvernul și îi asigur pe toți primarii Partidului Social Democrat că va fi împărțit echitabil, așa cum am discutat inițial cu domnul președinte al Consiliului Județean. Adică, din păcate, dacă nu sunt repartizate sumele astea până pe 17 decembrie, banii se vor întoarce la bugetul statului și vom pierde toată lumea. Și am spus-o publică să rămână, ca să... Unde apreciați, domnule prefect, că s-au cheltuit bani publici neeficient, mai nejustificat în județ, să facem și o raportare vis-a-vis de creșterea prețului la materiale de construcții, tot invocată de diferiți constructori. A scos la școala din container, știu, ați inaugurat-o. La acel punct, nu știu dacă ați participat la lucrările de construcție. Am participat pentru că mi s-a părut firesc și am fost de acord cu promovarea hotărârii de CJSU, tocmai pentru că era vorba de 270 de copii. Nu din alt motiv. Fondurile pentru fi alocate către primăria Dragoș Vodă puteau fi alocate doar urmare hotărâri de CJSU. Nu s-a pus problema că primarul e la PSD. Niciodată. A venit la prefectură, am discutat cu domnul primar, ne-am mulțumit și mie și președintelui CJ, s-a făcut un lucru ok, că s-a făcut pentru copii. Educația nu are culoare politică, sau așa ar trebui să întâmple. Și s-a întâmplat. De-aia am fost acolo, pentru că erau clase mici acolo, i-am întrebat, a fost și mulți dintre dumneavoastră și chiar se bucurau că au început școala fizic. Din păcate, au urmat ce au urmat și probabil vom rămâne online mai mult timp. Vom vedea. Domnule prefect, vă aflați la conducerea instituției într-o perioadă foarte dificilă. Nu considerați că ar fi necesară organizarea unor conferințe de presă, măcar o dată pe lună, la care să participe și directorul DSP, directorul de spitale sau vecine de dumneavoastră să ne invitați? Ba da, dacă... Totul să fie comunicarea un pic mai... Dacă dumneavoastră binevoiți să participați... Păi nu ne-ați invitat niciodată. Sau chiar primar, consilierul de ce? Nu, e adevărat că nu v-am invitat și recunosc că e un minus. Sunt niște rigori acolo și am luat legătura și cu direcția de comunicare a Ministerului, Ministerul de Intern. Dar nu asta făcut. Nu facem le putem face și la prefectură oricând. O să vă convocăm, dacă ne onorați cu prezența, nu avem nimic de ascuns și poate interacționând mai rezolvăm din multe probleme care există, să știți. Și sunt suficient de... Deci bă, era teamă că nu vine nimeni, de-aia nu le facem. Era posibil, ținând cont că în altă parte era 100%, după aici s-a întâmplat. Dar prefectura a avut un bun obicei până la un anumit moment de a face astfel de conferințe. Și chiar legea vă obligă să faceți astfel de conferințe. Da, să comunicăm, domnul Lotrea. Ne obligă. Nu, și conferințe, aceste specificat conferințe. În localitățile cu incidență peste 20 la mie, veți face controle suplimentare, știți ceva? Am discutat și cu șeful IPJ, și cu șeful ISU, și cu jandarmii, să știți că nu de acum că s-a acutizat, din păcate, treaba. Problema e următoarea. În momentul în care există
persoane care circulă și nu verifică nimeni că ele sunt vaccinate sau nevaccinate, nu se aplică. Am și spus, în primul rând, îl avertizez pe unde a doua oară îl amendez. Pentru că nu mai merge așa. Și sunt situații în care există operatori economici. Știți foarte bine că fostul premier, sau mă rog, încă în exercițiu, domnul Câțu, a ținut partea economică, să zic așa. A ținut pe investitorii. Domnule, dacă eu aplic restricția, s-a încheiat cu Horeca, s-a încheiat cu mai multe... E afectată toată lumea. Ideea era că restricțiile pe care le avem, citițiile, sunt multe, dar unele sunt simplu de aplicat. Problema e că cineva trebuie să-și monitorizeze, să verifice că se întâmplă. Vă dau un exemplu. Sunt tineri care se duc în... Nu cluburi și discoteci, care sunt închise la incidență. S-a duc în restaurant. Și își pasează de la unul la celălalt certificatul la verde. Dacă tu nu te duci să verifici, să-i ceri și cartea de identitate și într-adevăr să verifici cu rigurozitate, toată lumea procedează continuarea la fel. Competență. Dar există, sunt și niște acțiuni, puteți să cereți și la IPC, să vedeți, să desfășura multe acțiuni, dar am pus accentul pe asta. Fraților, haideți să facem, nu numai în municipiul Călăraș și Oltenița, că jumătate dintre cele 2.000 de cazuri sunt în cele două municipii. Dar și în mediul rural, aceeași problemă. Am avut promisiuni și cred că își fac treaba. În momentul de față, doar Comuna Ogui nu a depășit 20 la mie? Da. Erau datele de el. Până să intrăm în ședință, nu am aveam comunicat de la DSP. Nu știu care e incidența acum, dar probabil întrebați în ideea în care s-ar face carantinarea. Ați văzut că, de fapt, se evită carantinarea din motivele pe care le-am spus. Ideea e să respectăm ce avem încă și vom vedea ce hotărăște CNSU astăzi. Scrie domnule președinte Ciprian Pandea pe pagina noastră Facebook de ziua sportivilor a sportului că veți încuraja sportul de performanță. Ce părere aveți, reiau întrebare, despre sportul din municipiul Călăraș, handbal și fotbal? Cum pot fi ajutate? Bună! Am o părere bună, dar din păcate valiții cu desăvârșire. Acum vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Știți foarte bine că i-ați promovat când spuneau. Știu că domnul președinte Iliuță și-a bazat campania electorală pe, de la locare pe faptul că va aduce Dunărea Călăraș și înapoi de la 1. Îmi aduc aminte și aici colegul meu, domnul deputat, poate să vă confirme că la începutul anului am avut o discuție cu el și l-am rugat ca în loc să arunce cu foarte mulți bani în Dunărea Călăraș, banii se folosească pentru a promova sportul din fiecare localitate. Pentru a promova grupele de juniori și, mă rog, echipele locale. Nu a fost de acord, a zis că el vrea să facă performanță, motivul pentru care să ne aflăm aici. Da, despre un organ de stat care a verificat performanța, dar cum, domnul senator? Pentru că există o față. Ei fac faptele și până mai și vin cu grămadă de bani publici să promoveze aceste nereguli care se întâmplă la cortul de fotbal. I-a controlat cineva? Chiar nu există niciun organ al statului care să vadă care este adevărul acolo. Pentru conferințe de presă să facă la sediul PSD în loc să se facă la sediul clubului, în locul președintelui de club vorbește altcineva de fiecare dată, bine, la povestit pe tatăl să vadă la înaintare acum, da? Și nu există niciun raport de control al unui organ, oricare ar fi ăla. Eu nu-i acuz de rea voință sau de furăciune. Dar dacă există dezbatere pe tema asta, organele statului și sunt la dispoziția guvernului, nu? Trebuie să facem controle acolo. Deci vă dați seama acum, dacă dumneavoastră nu spuneți că sunt la dispoziția guvernului și eu vă spun acum, da, să vedem ce fac instituțiile statului, iarăși o să zic, o să spună, gata, a venit Pandea și pune instituțiile statului să omoare fotbalul și așa mai departe. Dacă dumneavoastră știți că sunt nereguli, v-aș ruga să le semnalați instituțiilor statului despre care vorbeați, că până la urmă trebuie să faceți și un pic de prevenție și vom vedea ce costumi instituțiile statului. Dacă, eu nu pot să spun acum dacă au furat sau nu au furat, eu nu am...